Salutare și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi filmăm cu o mașină de ultima generație, ultima apariție a 8 S-Line Ultra. Este o mașină foarte specială pentru că are aproape toate opțiunile posibile puse pe ea și este, cred că, cea mai frumoasă combinație de culori pe care ți-o poți configura pe această mașină. Vreau să facem mai multe teste, să vedem dacă merită să îți iei o mașină de ultima generație. Eu tocmai ce am condus-o de câteva ore și mi se pare deja că mașina este absolut senzațională și o să vă explic imediat de ce. Dar înainte să continuăm acest vlog, dacă vă plac aceste car vloguri și vreți să aducem mașini de genul acesta de ultimă generație pe canal, nu uitați neapărat să apăsați butonul de subscribe și să dați un thumbs up la acest video. Iar acum, hai să începem cu prezentarea exterioară a acestui minunat A8 2021. Mașina asta, după cum puteți să vedeți din lateral, este foarte lungă pentru că vorbim de modelul L. Cum vă dați seama dacă este modelul L? În primul și în primul rând, ușa asta este uriașă, dacă vă uitați puțin. Cred că e cât o mașină, cam cât un Smart, așa ca dimensiune. Evident că avem soft close, avem opțiunea asta care am uitat exact cum se numește. Este foarte ușor să deschizi mânerul, adică are practic un fel de short shifter la mâner. Și la fel și din interior, atunci când apeși, când ai de clanță, doar un pic trebuie să o piști și deja s-a deschis ușa. De asemenea, această echipare a mașinii este Black Edition. De ce? Pentru că avem pierderile astea de la uși shadow line, practic, cum ar spune băieții, negre. Avem foile astea de fabrică super, super închise. Avem aceste elemente negre pe sub uși și oglinzile, atenție, sunt în două culori, alb și cu negru. Acest lucru, practic, face mașina să pară mult, mult mai agresivă. De asemenea, și din față grila este neagră în combinație cu albul. O face să pară extraordinar de bine. Uitați-vă puțin cât de bine se poate vedea grila asta și bara cu totul. Mi se pare că Audi în ultimele generații a făcut să pară mult mai agresive. Înainte, parcă Audi era un pic mai cu minte, așa, nu striga agresivitate și cred că este un update foarte important și le va ajuta super mult la vânzări. Înainte să continuăm, vreau să vă reamintesc că aveți 10% reducere pe Car Vertical din partea mea. Aveți primul link jos în descriere, cât și primul link din comentarii. Car Vertical, dacă nu știți, este un serviciu pe care puteți să verificați absolut tot istoricul unei mașini, de la numărul de kilometri, raportul de daune, eventuale poze cu mașina din trecut, dacă acestea se regăsesc în baza de date. Atunci când dați click pe linkul din descriere, reducerea se va aplica automat. Nu este nevoie să aplicați niciun cod de reducere la checkout. Așa că dacă vreți să verificați mașina, nu uitați să folosiți linkul de mai jos. Haide acum să facem testul cel mai important, pentru că o asemenea mașină, în principal, este pentru a fi condusă de șofer, iar tu să stai în spate, tocmai pentru că vorbim și de un model long. Eu am 1.86, după cum spunea Marian în acele review-uri cu George Buhniș pe vremuri, dacă știți la ce mă refer. Eu am 1.86, am 5 degete deasupra capului, suficient loc la picioare. Eu am dat scaunul din față de la șofer pentru mine, adică este tras super în spate. De asemenea, îmi place foarte mult ușa asta când o închizi. Efectiv, zici că ai închis ușa de la casă și chiar ai închis ușa de la casă, pentru că această mașină este exact cât o casă și la propriu și la figurat. Hai să pornim repede mașina să vedem ce comenzi avem în spate și cât de confortabil este să fii plimbat într-un A8 2021. Ok, dacă te apropii puțin o să vedem că în spate avem practic controlul pentru climatizare. Îmi place foarte mult că trebuie totuși să apeși pe aceste butoane ca să poți să le folosești, nu sunt doar cu touchscreen, trebuie să le apeși puțin ca să primească comanda, ceea ce e foarte bine pentru că nu vor fi afectate de obiectele pe care ai putea să le mai scapi prin zona asta. Avem încălzire, scaune pe 3 trepte. Îmi place foarte, foarte mult cum se simte totul. Arată foarte premium, se simte foarte premium. Consola asta este uriașă. Avem și două mufe de USB. Cel mai tare este că din spate avem controlul butoanelor, prin care putem să facem un fel următor: să deschidem și trapa din față și să o închidem, și trapa din spate. Trapa din față putem să o deschidem de aici, după cum se poate vedea. Putem să o deschidem chiar de tot, ceea ce mi se pare foarte tare că o poți controla de pe spațiul din spate. Și apoi cu celălalt buton putem să deschidem și trapa de la scaunele din spate. Am închis-o pe cea din față ca să avem mai multă lumină. Nu putem să o deschidem în niciun alt fel. Putem doar să avem această sticlă, practic un plafon panoramic. Însă arată foarte bine și uitați câtă lumină este acum în spate și cât de premium te simți. De asemenea, n-are rost să mai spun de luminile astea superbe ambientale. Au păstrat aceeași temă la toate opturile de mulți ani încoace. Acest LED așa pe stâlpul mașinii, între ușa din față și ușa din spate. LED-urile astea frumoase de pe scaune și LED-urile de pe uși arată aproximativ la fel cum arăta și pe modelele dinainte, dar mult mai puternice, cu siguranță o paletă mult mai mare de culori. Din spate, uitați-vă cât de bine arată modelul ăsta de A8. În primul și în primul rând, după cum vă spuneam, echiparea Black Edition
Cel mai important, aceste guri de la evacuare sunt și ele negru lucios, de fabrică, ceea ce arată foarte bine, îmi place mult mai mult decât se vedea cromul ăla cu argintiu ăla, n-are nicio legătură. Până și acești catadioptrii sunt cu folie neagră pe ei. Această dungă de pe difuzor care unește evacuările împreună cu dunga de pe portbagaj fac ca această mașină din spate să arate incredibil. Până și stema, dacă vă uitați, este tot neagră. Asta înseamnă echiparea Black Edition. Și haide să vă arăt un pic cât de șmechere sunt stopurile astea cu OLED, pentru că vorbim de modelul facelift și dacă vedeți cum pleacă acest LED până în partea ilaltă și cum se desparte aici de LED-ul care se aprinde atunci când apăsăm pe frână. Iar acum cred că este timpul, pentru că e foarte frig afară, să ne urcăm în mașină să vedem cum se conduce această superbitate de Audi A8. Am trecut și la interior, pentru că interiorul este ceea ce a revoluționat din punctul meu de vedere toată gama celor de la Audi. Uitați-vă cât de bine poate să arate display-urile astea, cât de bine este și display-ul ăsta digital din bord. Ei cred că au fost primii care au venit cu tipul ăsta de ecran cu touchscreen din 2017, de când a apărut A8-ul acesta. Modelul pe care îl testăm noi astăzi este facelift, dar hai să vă arăt câteva chestii pe care le poți face, una dintre ele fiind acest 3D view, opțiune pe care am mai văzut-o pe Urus. Este același sistem multimedia, pentru că vorbim de grupul VAG, chiar și când spunem Lamborghini. Cel mai tare este că avem răspuns în timp real, atunci când iau viraj, mașina virează și pe cameră, atunci când dau flash-uri, mașina dă flash-uri și aici, de asemenea, atunci când apeși pe frână, se aprind stopurile. Dar uitați-vă ce grafică, ce camere, toate detaliile din jur le prinde. Este incredibil această cameră. Avem și camere de marș arier, avem și 3D view și cea mai departe. Alt lucru super tare este că în afară de toate aceste multe reglaje la scaune, avem și acest masaj. Masajul care este wave, circle, stretch, rest, shoulder și așa mai departe. Uitați-vă, acum eu o să-mi dau wave masaj, să vedem cam cum se simte. Sistemul multimedia este super complex. Aici de jos este partea de climatizare, partea de încălzire, răcire în scaune, da, avem și răcire, deși acum este un frig îngrozitor. La condus, mașina asta este absolut senzațională, este pe perne de aer, iar pe confort este extraordinar de confortabilă. O plăcere să o conduci, n-aș putea să spun că este ca Rolls-ul, însă nivelul de confort pe care ți-l oferă îți amintește, așa aș putea spune, de Rolls, pentru că este ca o barcă care plutește și se mișcă extraordinar. De asemenea, uitați cât de importantă este funcția asta de integral steering, cum o numesc cei de la BMW, nu știu dacă cei de la Audi o numesc la fel, dar asta ce înseamnă? Avem funcția în care virează roțile din spate și uitați-vă cât de din scurt poți să muți această balenă uriașă care are aproape 6 metri, dacă nu mă înșel. Funcția asta de integral steering este obligatorie pe un model long cum este acesta. Poți să întorci mașina în loc și o simți mult mai manevrabilă. Iar acum hai să plecăm un pic la un drum mai întins să vedem cum se așează, dacă înțelegi ce vreau să spun, A8-ul acesta 2021. Am trecut și noi rapid la un POV, nu o să stăm foarte mult pe el, pentru că mașina asta nu este neapărat pentru a se conduce, ci pentru a fi condus. Totuși mie îmi place foarte mult să merg cu orice fel de mașină, chiar și cu Rolls aș prefera să-l conduc eu, sunt genul ăla de om, deși o să-mi sară probabil câțiva hateri în cap. Uitați-vă că am ajuns aici și la Summer, la șantier, mai are 2-3 etaje și termină construcția. Da, când mergi cu mașina asta te cam simți cel puțin dezvoltator imobiliar, să vă zic sincer, sau dacă nu, mai zi. După ce vând 2-3 apartamente, o să-mi iau și eu o mașină de business. Cum ar fi? Cum ar fi un S, un A8 ca asta. Un A8 ca asta? Și asta este la vânzare, nu? Ți-l vând eu pe ăsta dacă vrei. Am înțeles. Păi este la vânzare. Și dacă vă interesează și pe voi să-l cumpărați înaintea lui Summer, deși nu știu dacă aveți vreo șansă, al doilea link din descriere cu anunțul acestei mașini, pentru că da, mașina asta chiar este la vânzare, la un preț destul de bun, zic eu, pentru o mașină de genul ăsta și pentru ceea ce îți oferă din punctul meu de vedere. Cred că este o mașină mai ieftină decât este S-ul din aceeași generație, pentru că mașina asta o comparăm cu S-ul 2020, nu? Sau 2021, ăla cu tabletele aici, deși totuși la ăla tehnologia de la interior este mult mai nouă. Mașina asta practic a ieșit cu interiorul ăsta din 2017 chiar, 2017-2018. Deci cred că în vreo un an sau doi ar trebui să iasă și modelul nou de A8. Următorul model. Da, o să se compare cu S-ul. Da, așa zic și eu. Da. Mamă, ăla îți dai seama cum o să fie dacă ăsta e avion. Efectiv e avion, casă, cum vrei să-i spui. Se conduce absolut senzațional. Știu că spun asta despre toate mașinile aproape pe care le testăm și facem POV, însă mașina asta este cu adevărat specială. Senzația de la condus este în felul următor: confort în primul rând, senzație de premium pe absolut tot ce pui mâna, nou, pentru că miroase a nou, și felul în care se manevrează. Nu e neapărat o mașină pe care să o alergi. Uite, de exemplu, acum avem cât? 70 la oră.
nu-ți vine să mergi cu mai mult de atâta, pentru că mașina plutește, practic înghite fiecare denivelare. Când schimbi benzile, nu trebuie decât să tragi un pic de volan și ai schimba banda. Ce vreau să spun este că, deși mașina asta te simți foarte bine și ca pasager, și în față și în spate, în același timp este foarte interesant să o conduci și tu. Este mare, este lungă, dar la volan nu-ți dă senzația asta. Ai impresia că este o mașină mult mai ușoară. Uite-l și pe prietenul nostru cu Golf 4, ce frumos a băgat. Oricum, dacă se întâmpla ceva, mașina punea frână, trăgea stânga de volan, făcea și amiabilă singură cu el. Am uitat să menționăm, bine că mi-ai amintit. Mașina este hibrid. Nu este un hibrid în adevăratul sens al cuvântului, probabil că este o foarte mică baterie pusă în așa fel încât să reducem emisiile, să reducem taxele, pentru că mașina asta în talon am verificat-o și este trecută ca hibrid, ceea ce înseamnă că avem impozit de 200 și ceva de lei pe lună la un motor de 3000 diesel. Ca și date tehnice, nu știu dacă am menționat, mașina are un motor de 3 litri diesel de 286 de cai putere, 600 Nm care se simt foarte, foarte bine. Pe 4, întotdeauna ai impresia că mașina face viteză fără să simți. Este senzația clasică pe care ți-o oferă Audi. Acea baterie nu am găsit exact de cât este și cum funcționează. Am căutat pe Autodata.net, însă nu am găsit. Ca greutate avem 1975 de kg fără pasageri în mașină. O mașină practic de 2 tone, care cu pasageri poate să ajungă lejer plină 2 tone 400, chiar da, 2 tone 300, pentru depinde, depinde de pasageri. Nu cred că aș vrea să-mi iau alt motor în afară de acest 3000 diesel pe ea, deși sună ciudat. Știți că sunt fan benzinar și întotdeauna o să aleg o benzină în fața unui diesel, însă pe anumite mașini parcă motoarele astea diesel se potrivesc foarte bine, cum ar fi mașinile astea tip limuzină, S-ul, A8-ul, Jeep-urile de asemenea, un X5, un X7, Q7, Q8. Astea sunt numai, bine, Q8 s-aș lua și benzină, ce-i drept. Da, SQ8, exact. RSQ8, da, și așa mai departe. Dar mașinile astea, zici tu sincer, nu ai nevoie, pentru că nu te dai la ele. Da, nu-ți vine să le alergi. Bă, S8-ul, care e din generația modelului ăstuia, nu știu ce să zic. S8-ul Plus pe modelul ăsta are 600 și ceva, da. 605 cai avea modelul acela non-facelift, adică modelul vechi, D4 cu facelift. Deci modelul ăsta cred că are ceva mai mult. E, cred că ăla da, ăla merge benzină. Știi care este problema? Că lumea, un om dacă și-ar lua S8-ul și ideea numai pentru depășiri. Dar în oraș tot în felul să meargă. Da, în oraș, uite. Practic, ăsta e orașul. Adică ăsta e Bucureștiul, ceea ce vedeți în față. Nu o să-i vină să-i dea, numai că când o să aibă nevoie de depășiri și de... Da, de putere. Bine, e și acolo senzația aia când o accelerezi, simți cuplul ăla, simți că îți urcă sângele în cap. N-ai ce să zici, e tare și aia. Mașina acum este în modul confort, nici nu vine să o pună în modul dinamic. Avem un consum de 8,9 litri pe 450 de km. În condițiile în care mașina asta a mers 95%, cred că doar în București. Și în acest stil este un consum extraordinar pentru asemenea balenă. Este consum de 2000 diesel generații mai vechi, dacă mă întrebați pe mine. Hai totuși să vedem așa rapid și cum schimbă cutia pe sport. Băi, hai să râdeți. Poate vezi râde, dar mașina trage bine, frate, ești nebun, pentru un diesel. O simți că e grea, ai văzut că e turbolagul ăla specific de Audi. Când calci accelerația, stai așa o secundă, două, până când începe să tragă. Însă ați văzut că mașina s-a ridicat un pic de bot, face viteză foarte bine. Nu este un M4. Da, da, n-are nicio legătură. E o mașină care oferă confort maxim. Bă, dar sincer, sunetul ăsta pe fundal, îl auzi? Bă, e același, mă, am mers cu toate modelele de 8, de la ăla 2001, 2006, 2011, Matrix-ul ăla, facelift 2014-2015 și ăsta. Bă, toate au același sunet, deci este clasic la Audi, la 8 modelul ăsta. Ai, mi-a închis trapa. Și e foarte bine sonorizată. Foarte bine sonorizată. Băi, pentru asta plătești, pentru luxul de la interior, pentru confortul interior. Sistemul audio, nu am spus, nu puteam să-i dăm drumul pentru că ne luăm copyright, însă este Bang & Olufsen, se aude super, super bine. Evident că este vârf de gamă cu cele mai multe boxe, pentru că vorbim de A8. În mod special, nu aș putea să laud acest sistem audio pe alte modele de Audi. Eu l-am avut pe S5, l-am mai auzit și pe alte modele sport, însă nu se aude la fel de bine ca pe un A8. Știți că eu sunt mai mult fan BMW sau fan Burmester pe sistemul de la S-Class, însă acesta aș putea să spun că e la un nivel de 80-90% din ceea ce îți oferă acela. Da, băi, fraților, și cam acesta este vlogul cu A8 2021 Ultra S-Line. Noi ne mai relaxăm acum puțin în traficul ăsta de ora 4 al Bucureștiului cu două drumuri pe care le avem de făcut. Summer trebuie să-și facă un test PCR pentru că el nu stă în România, mă frate, pleacă în continuu, mă, este ceva incredibil.
incredibil, nu pot să țin pasul, să mă țin după el. Însă eu cu el o să vă pregătim o surpriză destul de interesantă începând cu anul 2022 ianuarie. V-am spus că o să urmeze ceva foarte, foarte tare și nu vreau încă să mă pronunț pentru că totul este încă în plan. Până atunci ne bucurăm de aceste car vloguri cu mașinile astea super tare pe care putem să le luăm și să le testăm. Cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Vio, îl știți pe Vio de mai de mult. Am tot filmat cu o grămadă de rachete pe care le-a avut și pe care mi le-a dat să îmi fac de cap cu ele pe YouTube. Sper că vă place și vouă, dacă vă place, nu uitați neapărat să dați un thumbs up la acest video. Să ne dați și nouă un follow pe Instagram de asemenea ca să vedeți totul în timp real. Apăsați și pe butonul acela de subscribe ca să fiți la curent cu toate rachetele de mașini care ne mai apar pe mână. Și până data viitoare, eu vă urez mai bine. Pa, pa!